zilele acestea, Oltul fierbe la 37 grade Celsius. Pentru a ajuta pe Olteni, autoritățile au instalat puncte de prim ajutor cu scopul de a preveni eventualele incidente. Cele două puncte de prim ajutor vor fi amplasate în zona pieței Zahana și un punct în zona fostului Bancop. Vor fi prevăzute cu umbrele și masă în care vor fi găsite persoanele care pot acorda primul ajutor și care pot lua tensiunea arterială la persoanele care suferă de afecțiuni cardiovasculare care se accentuează în această perioadă și de asemenea vor găsi apă rece. De asemenea, mai există un protocol cu farmaciile din municipiul Slatina unde cei care doresc să bea un pahar de apă rece pot intra și solicita un pahar de apă rece pentru a se răcori. Slătinenii sunt sfătuiți să se protejeze cât mai bine împotriva caniculei. Evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aer condiționat în locuință, la locul de muncă, este recomandat să se petreacă 2-3 ore zilnic în spații care beneficiază de aer condiționat. Purtarea pălărilor de soare, haine lejere și ample, din fibre naturale de culori deschise. Pe parcursul zilei se recomanda să se face dușuri călduțe, fără a vă șterge de apă. Trebuie ca zilnic să se consume între 1,52 litri de lichide, fără a se aștepta să apară senzația de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumarea unui pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. Cei care la orele amiezii s-au aflat pe stradă s-au adăpostit la umbra copacilor și s-au protejat așa cum au putut. Să mă feresc cât mai mult de caniculă, de soare, să mă hidratez cu apă cât mai multă, să nu ieșim între orele 2 și 6. Ceea ce nu prea se poate, că mai avem și treabă și trebuie să ieșim și, bineînțeles, să nu mâncăm atâtea grăsimi. Cât... Să nu ieșim la soare, să stăm la umbră, să nu mergem prea mult, să ne obosim. Sunt la umbră, purtând pălăria de soare. Meteorologii anunță că perioada caniculară va mai dura câteva zile, iar după aceste zile toride sunt așteptate ploi și furtuni.